Sânta Mare Muciniță Cristina, sau Cristina, a fost fica unui oficial palatin numit Urban. Unele surse ale vieții sale o așeză în celebra familie Gens Anicia. Cristina era foarte frumoasă și dorită de mulți tineri pentru căsătorie. Tatăl său, păgân practicant, a izolat într-un turn împreună cu mai multe slujitoare. Acolo se aflau și foarte multe statui ale zeilor. Cristina, prin descoperire dumnezeiască, a devenit creștină și, în consecință, a refuzat să jefească idolilor spre furia tatălui său care a fost anunțat. Mai mult, într-una din zile, Cristina a zdrobit statuile dând săracilor metalele prețioase din care statuile idolilor fusese confecționate. Tatăl său s-a înfuriat până la dezumanizare și a dus propria fică în fața tribunalului, forțând o să renunțe la Hristos a fost bătută și amenințată, însă credința și mărturisirea i-au fost neclintite. În mijlocul chinurilor ei se bucura de cercetare cerească, primind întărire și confirmare pentru mărturisirea sa plină de suferință. Tatăl Cristinei a murit în acele zile, suferința Cristinei însă a continuat. A rezistat în credința sa până la moarte. A fost înjunghiată și și-a dat sufletul în mâinile Domnului. A rămas astfel în amintirea creștinilor drept o pildă de curaj și tăria credinței, de curățire și determinare creștină a fost cinstită din cele mai vechi timpuri în toată lumea creștină. Încă din cel de-al patrulea secol este atestată o biserică închinată ei în Italia la Bolzena, în jurul ei dezvoltându-se în timp un cimitir subteran. În mozaicurile din Biserica Sfântului Apolinarie din Ravenna, Sfânta Mare Muciniță Cristina, este reprezentată în rândul Sfintelor Martire din Italia. Cu toate acestea, foarte multe surse istorice ale vieții plasează martiriul său la tir, în Fenicia. Este foarte probabil ca Sfânta Cristina să fie o sfântă din Orient, care, pentru puterea pildei sale, să se fi bucurat de o cinstire deosebită până în Occident.